Creștinii ortodoxi celebrează astăzi înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos. Sărbătoarea vine la 40 de zile de la Paște și mai este cunoscută în popor ca ispasul. Tradițional, de dimineață, în biserici s-au oficiat liturghii. De ispas, creștinii se salută cu Hristos s-a înălțat și răspund cu adevărat s-a înălțat. Preoții spun că după înviere, Iisus Hristos s-a arătat apostolilor timp de 3 zile, după care s-a înălțat la cer de față cu ei. Înălțarea sa la cer nu reprezintă o despărțire dintre divinitate și lumea pământească, ci din contră, Hristos, după, în momentul înălțării sale la cer, le-a făgăduit pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul Adevărul, Duhul care ne va învăța pe noi să săvârșim cele bune pe pământ. Tradițional, în ajunul de ispas, gospodinele coc cozonaci și vopsesc ouă, deoarece sărbătoarea e la fel de importantă ca Paștele. Stăm frumos la masă, bucuroși, cu voie bună, fără tristețe, fără supărări. Astăzi, da, sărbătorește, se dă de pomană, se dă băuturi acolo, dar se accentuează și ceapa verde acolo. Și mai este un moment că astăzi se sărbătorește și eroii naționali a României, în toate mănăstirile, bisericile. Înălțarea Domnului e una dintre cele 12 mari sărbători împărătești.